De... Hei și bine ați revenit pe canalul meu, este ora 9:30 dimineața. Abia m-am trezit din somn, puteți vedea asta și pe fața mea. Mario doarme, toată lumea din casă doarme și vreau să-i fac o farsă. El are barba asta pe care o îndrăgește foarte mult și vreau neapărat să-i fac o farsă și să-i o tund în somn. Așa că m-am trezit puțin mai devreme. Sper să nu se trezească până când mergem sus împreună. Am luat mașina lui de tuns. Mergem sus la el în cameră și direct aprindem asta și îi tundem barba. Nu știu ce reacție să aibă. Știu că îi place foarte mult barba lui. Mie personal îmi place de el fără barbă. Mi se pare că îl face mai tânăr, mai bebeluș. Așa că haide să vedem care o să fie reacția lui. Abia aștept. Și am uitat să vă zic ceva. Sper să fie cu fața în sus. O să dau drumul de acum la cameră ca să nu se aude, să nu se audă pipăitul ăla. Ce faci, mă, frate? Bebe. Nici nu știu pe ce am făcut. Bună dimineața! Da, am venit să-ți stând barba. Dar se aude prea tare și te trezești. Uite, ți-am lăsat o gaură așa aici. Da. Nu ai avut nicio reacție. Sunt dezamăgită. Lasă-mă că-mi tremură mâinile, că m-ai speriat. Am crezut că o să fie mai trist. Am crezut că o să țipă, să facă ceva. Mamă. Acum te stiu tot pe toată, că gen... A rămas o gaură. Bună dimineața, cu Alexia și cu Mario. Bine ați venit. Hai că mă duc să-ți faci micul dejun și uite, o să și-l filmezi și să-ți cinezi. Nu, am bără în gură. Ți-l aduc la pat, vrei? Mă revanșez și mă duc acum să-ți fac micul dejun. Dar ce avei cu barba mea? Păi am vrut să-ți fac o farsă, pentru că mie îmi place de tine fără barbă, că ești bebeluș. Știi că o să-mi iau din lume? Da, da, acum te să tunzi, că n-ai ce să faci, că uite de puțin. Ah, uite, stai, chiar am reușit de o linie aici. Vezi? Sau nu? Da. Îmi trebuia o mașină fără sunet, ca să nu te prinzi. Ca așa din prima când am apăsat pe buton, te-ai trezit. Dar nu poți să refac? Da, îți faci bara, mă duc să-ți fac micul dejun și când mă întorc... Frate, zic să-mi pe... De când am auzit fără păr? Ce vrei să-ți fac? Ai două... Deci nici măcar nu mă văd bine, m-am trezit. Stai că nici nu pot să mă fac. Oricum cred că o să pun în slow motion reacția ta, ai sărit din pat. Deși am crezut că o să ai altă reacție și am crezut că o să țip sau ceva, nu știu. Zi, două opțiuni. Deci, ou, ochi sau omletă, cu pâine integrală și șincă, sau, stai, mai era o variantă, dar nu mai știu. Ieri mă gândisem la ceva, dar nu mai știu la ce. Deci stai puțin. Omletă, că am zis că avem ouăle proaspete, sau... Ah, sau un oreo cu lapte. Care era prima variantă?
Ouă cu șuncă și pâine integrală. O. Ok, ochi sau omletă? Omletă. Să fac niște ouă fierte. Sau. Ouă fierte facem. Mă duc să le fac, să mă întorc, să mai barbă. Bă, da. Și meu o să fie ca un bebe. S-a spus că nu mai era lumină. O să fie ca un bebe lui. Gata, fier boule, câte două de fiecare, cu brânză, șuncă și pâine integrală. Uite, ce mic dejun ți-am făcut. Mă ierți? Acest mic dejun. Ia să te vadă lumea. Uitați-vă ce drăguț e acest băiat așa bebeluș. Mamă, zici că am 12 ani. Da, ceea ce mi se pare și mai amuzant este că doar mai sluțit. Adică la modul ia-mă de aici o dungă ca să ai treabă, știi? Și dacă stăteam și eu ca omul liniștit, mă spălam pe față, îmi dădeam seama de ce s-a întâmplat. Pentru mă duceam liniștit. Când am dat drumul la mașină, ai deschis imediat ochii și am făcut așa repede. Da. Și asta zic, măcar de-mi luai așa o parte, să știu. Dar acum îmi pare foarte rău că puteam, cred că, să o repar. Să o repar, da. Bine, tot puteam... avea așa o linie. Da, dar puteam să o repar, da. Știi că am eu problema asta, tot timpul când mă filmează cineva să nu arăt nasol. Și am luat repede ca să nu se vadă acolo. După aia se făceau mimuri pe capul meu cu o dungă în barbă. Nu-i problemă, cred că în 2 săptămâni o am înapoi. Așa sunt prea freșchit la 12 ani, n-ai școală, e nasol. Îmi place. Știu, de asta ai și făcut asta. Încep prank-urile. Vă pup. Asta a fost vlogul meu și capurile bebelușa lui Mario. Sper că v-a plăcut, nu uitați să îmi lăsați în comentarii dacă vreți să mai fac vloguri de genul acesta, adică prank-uri pe iubitul meu sau pe fratele meu. Să-mi lăsați mie în comentarii pe Instagram sau să-mi dați mesaje să-mi spuneți ce prank-uri să-i fac Alexiei. Așa? Oricum deja am unul în cap. Stați să vedeți voi. Mamă, mi-e frică. Așa, nu uitați să dați un like, un subscribe și ne revedem săptămâna viitoare cu un nou vlog. Și te supați! Ne vedem până atunci cu un prank, stați liniștiți! Lil Eska, Lil Eska, Lil Eska, 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 Lil Eska, Lil Eska.